Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică accentuată pentru mai multe județe, inclusiv Vrancea. Codul galben expiră marți noaptea la ora 23. În această seară, până la ora 23, în Muntenia, Dobrogea, jumătatea de vest a Moldovei, Carpații Oriental și local în Carpații Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj prin avertizări de vreme severă imediată. Punctul de lucru al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Anghel Salini, a fost inaugurat astăzi în prezența secretarului de stat, Raed Arafat. Momentul a coincis cu ziua aniversară a pompierilor vrânceni. Pompierii vrânceni au fost astăzi în sărbătoare. La 157 de ani de la unificarea pompierilor focșăneni munteni cu cei moldoveni, la Boțârlău, în comuna Vulturu, a fost inaugurat un punct de lucru al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salini al județului Vrancea. La eveniment a participat doctorul Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, alături de conducerea unității de la Focșani, autorități locale și județene, dar și oamenii din comună. Cu această ocazie, pompierii civili din comună au primit diplome de onoare. Preoții au sfințit și au binecuvântat noua locație și s-a tăiat panglica inaugurală. Îmi face deosebită cinste și onoare ca la ceas aniversal al pompierilor vrânceni să asistăm la operaționalizarea punctului de lucru Vulturu. Inaugurarea acestei subunități de pompieri militari este un simbol al consolidării Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, structura aflată în permanentă dezvoltare, precum și dovada preocupării continue pentru creșterea nivelului de securitate a vieții cetățenilor, protejării proprietății și mediului, prin asigurarea intervenției oportune și unitare în situații de urgență, determinate de tipurile de risc produse în zona de competență de către subunitățile proprii, care asigură cel mai scurt timp de răspuns. Începând de astăzi, 23 iulie 2019, în baza ordinului inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salini al județului Vrancea, numărul 2105 din 17.07.2019, se operaționalizează punctul de lucru Vulturu, componentă integrantă a detașamentului de pompieri Focșani. Astăzi inaugurăm acest punct de lucru pentru situații de urgență la Vulturu, construit în interesul cetățenilor noștri, comunii Vulturu. Construit pentru a împreună cu Inspectoratul de Stat pentru Situații de Urgență să ne apere cetățenii de primejdii, de foc, de apă și de tot ce e rău, de cutremure pe pământul ăsta. Vă mulțumesc frumos că m-ați încurajat să duc la bun sfârșit acest obiectiv atât de important pentru cetățenii noștri. Întotdeauna am gândit că n-am venit și mi-am asumat responsabilitatea pentru a proteja cetățenii din comuna Vulturu. În primul rând, am construit trotuare de o parte și de alta al drumului național, fiind atât de importante de a salva viețile cetățenilor care circulau pe drumul național. Cu greu, cu sacrificiu, am făcut acest obiectiv, acest punct de lucru, dar Dumnezeu ne-a ajutat și am realizat acest lucru pentru comuna Vulturu. În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea, am fost mandatat de președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan, pentru a vă transmite mesajul domniei sale cu prilejul acestui eveniment. Vă bucur foarte mult că această investiție a fost finalizată cu succes, pentru că, în calitate de președinte al Consiliului Județean, mă preocupă ca cetățenii județului Vrancea să trăiască în condiții de siguranță. Cu ocazia zilei aniversare de astăzi, doresc să vă adresez un mesaj de considerație și prețuire vouă, cadrelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salini Vrancea, care, prin curaj și devotament, ați demonstrat că, prin activitățile dumneavoastră, omul primează înainte de orice. Vă mulțumim
pentru faptul că vă riscați viața încercând să-i salvați pe semenii aflați în pericol. În numele conducerii Consiliului Județean Vrancea, doresc să vă urez mult succes în urma dumneavoastră misiune și să dea Dumnezeu să fie cât mai puține evenimente la care să fie nevoie să interveniți. Realizarea acestui punct va face ca timpul de răspuns la intervențiile din această zonă să fie mult scurtat, așa că eficiența acestei investiții va fi demonstrată încă din primele zile de funcționare. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea reușește, după o serie de eforturi făcute de Ministerul Afacerilor Interne și de Primăria Vulturu, să ofere comunităților din această regiune certitudinea că vor fi apărate în momentele dificile care pot apărea. Îmi doresc ca legăturile strânse care s-au format între poliție, jandarmerie, celelalte instituții din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să funcționeze în continuare pentru a putea lucra eficient împreună în beneficiul comunității. În finalul ceremoniei militare au luat cuvântul colonelul Cristian Rotaru, adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și medicul Raed Arafat. Ajungerea cât mai rapidă la locul intervenției, pe care noi o traducem în sintagma simplă timp de răspuns, reprezintă în mod evident un deziderat pe care noi la nivel central și dumneavoastră în plan teritorial încercăm să-l putem în aplicare cât mai rapid posibil. De aceea, o astfel de inițiativă nu poate decât să ne bucure. Suntem conștienți de beneficiul public pe care o astfel de inițiativă îl aduce și ne exprimăm satisfacția că astfel de preocupări sunt puse în practică prin implicarea directă a autorităților publice locale pe care țin în numele comenzii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență să-i mulțumesc domnului primar. În primul rând încep prin a spune la mulți ani. La mulți ani pentru vârsta de 157 de ani. Este o vârstă care puține instituții pot să se bucure de ea. Și este o vârstă care înseamnă că această instituție, înrădăcinată și veche, a făcut foarte mult ca să poată supraviețui până acum și să fie instituția care este în ziua de astăzi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Vrancea. Vedem istoria și oameni care mai înainte am dat mâna cu ei, care au lucrat în acest județ ca pompier. Decanul de vârstă are 89 de ani. Și mi-a zis că lucra cu pompa manuală pentru stângerea incendiilor. Și acum ne uităm ce dotare avem în garajele care sunt în spatele nostru și vedem cât de mult am evoluat. Dar această evoluție nu putea să aibă loc dacă nu lucram cu toții împreună. Autorități județene, autorități locale, populație, colegii care lucrează în cadrul inspectoratului, că să facem cu toți ceva pentru comunitatea în care trăim. Investiția inaugurată astăzi și oamenii care vor lucra în acest punct de lucru vor deservi comuna Vulturu și comunele învecinate. În total peste 19.000 de locuitori și aproximativ 10.000 de locuințe. În primul rând, un sincer la mulți ani pentru cei 157 de ani sărbătoriți astăzi de către Inspectoratul de Situații de Urgență Vrancea și un lucru nu lăudabil, deosebit bun și de îmbucurător pentru cetățenii din comuna Vulturu și nu numai, și pentru ceilalți cetățeni din Răstoaca, Suraia, Nănești, Măicănești, pentru că acest punct de lucru care s-a înființat astăzi de către ISU Vrancea este la jumătatea distanței dintre Focșani și limita de județului, la Măicănești, și va scurta intervenția atunci când este nevoie cu jumătate din timpul care era afectat pentru intervenție de la Focșani până la Măicănești. Urmează și alte investiții și alte dotări pentru pompierii din întreaga țară, după cum a anunțat Raed Arafat cu ocazia participării sale la inaugurarea punctului de lucru al pompierilor de la Vulturu. Urmează să intre acum în jur la 300 de mașini de pompieri de 4.000 de litri,
deja contractul urmează să se semneze și mai sunt multe alte dotări care vin, echipamente de protecție și alte dotări care vor veni pe parcursul următorilor 2-3 ani. Deci există fonduri și le contractăm cât de repede pe fiecare, pe fiecare echipament care terminăm licitația lui, ca să ajungă în mâna colegilor care lucrează pe teren. Am văzut că a spus există fonduri, asta vreau să vă întreb. Sunt fonduri europene, există și cheltuiala noastră va fi până prin 2022, se va apropia de aproape 1 miliard de euro, chiar pe sistemul de urgență. Metoda accidentul încă face victime, în special în rândul persoanelor vârstnice. Polițiștii atrag atenția asupra acestei metode de înșelăciune prin telefon și vă sfătuiesc să verificați autenticitatea celor afirmate de aceste persoane care pretind bani. În ultima perioadă, la nivel național și local, s-a constatat apariția unor noi tehnici de comitere a infracțiunilor de înșelăciune prin intermediul telefoniei fixe sau mobile, unde infractorii declară că sunt rude sau victime, persoane în vârstă de peste 70 de ani, fiind ținta predilectă a acestora, și sub pretextul unor boli cardiace sau accidente de circulație solicită sume de bani pentru tratament și transport în străinătate. În aceste cazuri, infractorii se bazează pe prima reacție a victimei în situația unui eveniment cu impact emoțional puternic, dar și pe naivitatea acesteia. Pentru a nu face verificări privind aspectele prezentate, sunt convinse să nu apeleze ruda în cauză pe telefonul cunoscut, ci să ia legătura direct cu pretinși avocați, procurori, polițiști, medici pe un alt număr de telefon ce li se comunică de autori. Iar rezultatul este pierderea unor sume importante de bani pe care victimele le înmânează unor intermediari despre care nici nu pot furniza indicii suficiente pentru identificarea lor. Pentru a nu cădea victime unor astfel de situații, poliția vă recomandă: verificați autenticitatea celor afirmate prin alte căi, respectiv contactarea persoanei în cauză sau al altor persoane rude cunoștințe ce vă pot oferi informații suplimentare. Nu depuneți bani în conturi bancare sau prin servicii de transfer rapid către persoane necunoscute. Sunați imediat la poliție dacă ați fost abordat în acest fel, chiar dacă nu ați trimis banii. Nu înmânați banii dumneavoastră către persoane necunoscute. Facem precizare că toate intervențiile SMURD sunt gratuite. Nici pacienții și nici medicii care solicită intervenția SMURD nu trebuie să plătească pentru misiunile de salvare. Informați-vă prietenii și cunoștințele despre acest mod de operare și sfătuiți-i să fie precauți. În cazul în care sunteți martorul unei infracțiuni sau victima acesteia, apelați în cel mai scurt timp numărul de urgență 112 și încercați să rețineți cât mai multe detalii. Rareș Fătu, jucător de fotbal care a fost format de profesorul Mircea Lazăr, legitimat la CSM Focșani 2007, este de luni 22 iulie fotbalist al Academiei Gheorghe Hagi. Rareș Fătu a fost în mai multe stagii de pregătire organizate de Federația Română de Fotbal pentru categoria lui de vârstă. Unul dintre cei mai talentați fotbaliști de la grupa de vârstă 2006 de la clubul CSM Focșani 2007, Rareș Fătu, a făcut pasul spre mare performanță. Începând de luni, el se antrenează la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi din Constanța, iar acolo se va pregăti pentru fotbal și va învăța carte. Academia se va ocupa de tot ce înseamnă fotbal și carte pentru el. De la vârsta de 5 ani și până în prezent, Rareș Fătu este antrenat de profesorul Mircea Lazăr. În palmaresul său se află un titlu de campion național cu echipa CSM Focșani, obținut la Constanța, un titlu de vicecampion național obținut la Focșani și un loc 3 la Cupa Hagi Danone. Perioada 21-25 aprilie a avut loc la Mogoșoaia o tabără organizată de Federația Română de Fotbal pentru copii născuți în anul 2006, under 13, în vederea formării lotului național care se va înființa la anul. Din partea clubului nostru CSM Focșani 2007 au participat 3 jucători. Este vorba despre Fătu Rareș, Danilă Mihnea Teodor și Iepure Mario. Rareș Fătu a fost în stagii de pregătire organizate de Federația Română de Fotbal pentru categoria lui de vârstă, iar faptul că a fost selectat de Academia Hagi, care l-a solicitat să fie jucător, acolo unde se intră nu doar cu calități fotbalistice, ci și după trecerea unor teste psihologice și de inteligență, este onorant pentru părinții lui și pentru cei care l-au format și a dus la nivelul la care face, iată, un pas esențial pentru viitorul său. Formația de fotbal CSM Focșani 2007 va susține miercuri al doilea test de verificare din această perioadă. Focșănenii vor întâlni formația Gloria Buzău, confruntarea fiind programată de la ora 17:30 pe stadionul Milcovul.
Fotbaliștii echipei de Liga a 3-a CSM Focșani 2007 vor susține miercuri al doilea meci amical din această perioadă. După ce a dat în primul test de verificare pe terenul Gloriei Buzău scor 6-1 miercuri de la ora 17:30 pe stadionul Milcovul, este programat al doilea joc dintre cele două echipe. Săptămâna trecută focșenii au avut un cantonament la Covasna doar cu pregătire fizică și cu exerciții pentru creșterea forței și vor fi practic la primele contacte cu mingea de fotbal. Obiectivul echipei pentru sezonul 2019-2020 va fi promovarea în Liga a doua. Pregătire de care cred că aveți în primul rând nevoie pentru voi. Și aș dori să nivelul pregătirii pe care despre de atunci acolo să duce la limitele maxime, pentru că pe lângă faptul că noi ne dorim un obiectiv, voi sunteți tineri, puteți crește, să știți că clubul în niciun caz nu se oprească absolut niciun jucător dacă el va face lucruri mai departe. Cred că, în opinia mea, ar trebui să profitați. Când am trecut la nivelul vostru voastre, am văzut foarte multe generații, am văzut foarte mulți sportivi care vreau să spun că din niște necunoscuți au ajuns vedete mari, vedete mari. Și nu mă refer doar la fotbal, mă refer peste tot. Așa că condițiile pe care le aveți și care eu cred că sunt un nivel foarte ridicat, e bine să profitați de ele. Gândiți-vă în primul rând la voi și nu în ultimul rând la, și nu în ultimul rând la familie. Pentru că dacă voi vă veți pregăti la un nivel foarte ridicat, sunt convins că și obiectivul nostru se va realiza partea finală. Aici, așa cum spunea domnul primar, eu îmi doresc ca în cadrul clubului și cel puțin deocamdată în principal așa ce spuneți, despre secția de fotbal, s-ar putea să facem un exemplu demn de urmat în ceea ce înseamnă fotbalul la nivel de România. Atât din punct de vedere al condițiilor, cât și o să vedeți un regulament de ordine interioară, o să vedeți niște contracte, deci putem de niște postrângere de mână și vreau ca voi să le respectați pentru totul și o să vedeți că la final toată lumea va fi fericită. Sunt convins că lucrurile așa se vor întâmpla. Ele cumva, în fotbalul a permis, a fost foarte permisiv până acum. Probabil o să mai fie în continuare, dar noi vrem să fim un model CSM 2007, vrem să fim un model care probabil vor urma și alții. Într-adevăr, au fost multe lucruri care mi-a fost greu să înțeleg. Am avut discuții mai lungi cu mare, sunt președintele mare, sunt în principal așa, și până la urmă am văzut de acord că e bine așa să mergem pe linie de genul ăsta. Eu vă doresc baftă, doresc să vă pregătesc, cu siguranță o să vă pregătesc și acolo între picături. Sper ca antrenorul să transmită numai să faci o sterece, că dacă voi vă pregătiți, cu siguranță și el o să fie fericit și probabil toată lumea o să fie fericit. Adică, cred că la antrenor, președinte, primar, club și sunt convins că și presa va fi mai sentimentul nostru dacă vor fi rezultate. Baftă, pregătesc. După parcurgerea programului de pregătire, conducerea secției și antrenorii vor decide asupra componenței finale a lotului cu care CSM Focșani 2007 va începe campionatul la capătul căruia este așteptată promovarea. În continuare, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi doar parțial noros, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 18 și 20 de grade, iar cele maxime între 27 și 29 de grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!